Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Cum să ne menținem sistemul imunitar în echilibru? Astăzi alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, și vom vorbi pe marginea cărții cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică, o carte publicată în colecția Psihopractica, o carte cu foarte multe exemple, cu foarte multe studii de caz, cu foarte multă cazuistică despre ceea ce înseamnă păstrarea unei diete echilibrate, importanța foarte mare a mișcării și a exercițiilor fizice, iată, pentru înlăturarea sedentarismului. O dietă echilibrată în alimentație, așa cum am spus puțin mai devreme. Și toate au legătură cu buna păstrare sau menținere a unui sistem imunitar cât mai echilibrat, mai ales, iată, în condițiile actuale, când de aproximativ un an și două luni, dacă nu mă înșel, cred că sistemul imunitar, ca și cuvintele anxietate, neliniște, atacuri de panică, terapie, psihoterapie, sunt pe buzele multora dintre noi. Pentru că, într-adevăr, vorbim și de angoase și de anxietate, vorbim despre crize în mai multe forme, și crize existențială și crize, să spunem, sanitară și medicală și așa mai departe. Și iată, încercăm să ne menținem o stare bună de echilibru, atât fizic, cât și psihic, mental și mai ales emoțional, și să avem, cum spuneam, un sistem imunitar. Pentru că nu doar exercițiile fizice și ceea ce mâncăm contează, deși au o importanță foarte mare, dar iată și felul în care facem curățenie în ceea ce privește emoțiile noastre, tocmai ca să nu ajungem să somatizăm. Și bineînțeles că este un subiect atât de vast ce ține de sistemul imunitar, ne-am putea duce probabil și în partea de dependențe, de adicții. Faptul că anumite dependențe, anumite adicții ne pot da peste cap, să spunem, sistemul nostru imunitar. Mă bucur să fiu din nou împreună, Sorin. Da, este un subiect atât de vast și de complex. Sistemul nostru digestiv este foarte strâns legat de sistemul nostru emoțional și este suficient să ne gândim, de exemplu, cum ne simțim atunci când ne este frică. Imediat avem un gol în stomac sau un ghem în stomac, da? Deci cumva, iată cum imediat emoțiile noastre se simt în sistemul digestiv, se simt la nivel corporal, deci este clar că noi ne trăim și conștientizăm că avem o emoție prin reacția pe care o produce corpul. Totul este chimie, dacă este să ne gândim așa, pentru că emoțiile noastre se transmit în corpul nostru prin sistemul hormonal, deci prin hormoni, hormoni care la rândul lor sunt influențați de homeostazia corporală. Și atunci, din acest motiv, contează și alimentația, contează și mișcarea, contează toate celelalte elemente și cred că este bine să înțelegem omul din această perspectivă holistică. Să nu excludem, nu doar alimentația contează sau nu doar sportul contează, orice, nu doar emoțiile contează, orice exacerbare, orice extrapolare a unui singur element nu face decât să destabilizeze sistemul, pentru că suntem un sistem. Și atunci fiecare bucățică, fiecare element din acest sistem contează. Emoțiile noastre, este interesant, de exemplu, că atunci când cineva vine la psiholog, de exemplu, se plânge de ceea ce simte. Nu mă simt bine sau sunt depresiv sau mă simt nu știu cum. Deci cumva oamenii când vin să ceară ajutorul, se plâng de emoțiile lor, de felul în care se simt. Uneori încercăm să ascundem emoțiile astea și știm foarte bine cât de mult
ne ducem în alimentație plin, dacă, când, de exemplu, avem bulimii, avem anorexii, sunt tulburări alimentare care, de fapt, au la bază un fond emoțional deficitar. Dar nu mă simt bine, parcă nu am chef, aș mânca o ciocolată, da? De ce? Pentru că o bucățică de ciocolată imediat îmi creează un pic de plăcere, hormonul plăcerii se secretă rapid în organism și parcă îmi creează o stare de bine, prin urmare mai mănânc o bucățică de ciocolată sau, că vorbeai tu de dependențe, nu mă simt bine, mă simt trist, mă simt depresiv, ce fac? Beau un pahar de vin, care mă face să mă simt mai bine, mai relaxat, mai detensionat și mai beau încă unul și mai beau încă unul și uite așa, practic dependențele acoperă emoțiile, da? Cumva acoperim cu hrană, cu alcool, cu, nu știu, dependențe, poate de jocuri de noroc sau de tutun. Cu tutun. Stărcum, zice, mă duc să fumez o țigară ca să mă relaxez, îmi place la nebunia. Sau să mă liniștesc. Să mă liniștesc, da, când de fapt știm foarte bine că tutunul în sine nu creează neapărat această stare din punct de vedere fiziologică, ci cumva este dependența gestului. Faptul că ies din context este ceea ce mă liniștește, nu țigara în sine. Faptul că m-am certat, de exemplu, cu colegii și mă duc să fumez o țigară să mă liniștesc, ceea ce mă liniștește este faptul că am ieșit din contextul ăla și am respirat un alt aer și asta cumva, ok, îmi așează emoția, pentru că se întâmplă același lucru și dacă nu fumezi, dacă pur și simplu ieși și respiri, tot așa te fii liniștit, nu nicotina în sine te liniștește. Dar creăm tot felul de asocieri, creăm tot felul de dependențe de gest, creăm tot felul de legături, de relații care într-un fel sau altul nu facem cu ele decât să încercăm să ne gestionăm de fapt emoțiile. Oamenii, deși ne place să credem că suntem așa niște ființe inteligente și superioare și creierul nostru este atât de complex și capabil de niște operații atât de sofisticate, de fapt suntem în bună măsură ființe emoționale și de cele mai multe ori deciziile pe care le luăm, le luăm la nivel emoțional, numai că ne justificăm. Am devenit specializați în justificarea emoțională prin raționament. Adică găsim tot felul de argumente ca să justificăm, de fapt, ceva ce am decis la nivelul impulsului emoțional. Deci, cumva, deși ne place să credem că suntem ființe raționale, ei bine, nu suntem atât de raționali pe cât ne place nouă să spunem despre noi. De fapt, cred că gândurile și emoțiile sunt cele care ne dau cel mai mult de furcă. Și în timp ce te ascultam, mi-a venit în minte expresia lui Gabor Mate, un autor foarte drag nou, care spune că ar trebui să ne întrebăm nu de ce dependența, ci de ce durerea. Da, frumos. Și într-adevăr, foarte frumos. Ce este interesant că spuneai tu că gândurile și emoțiile ne dau de cap. Să știi că sunt puțini oameni care atunci când apelează la un ajutor spun ok, am venit pentru că am o problemă cu gândurile mele. Nu, mi-a spune am o problemă cu ceea ce simt, nu îmi place cum mă simt. Deci da, sigur că noi ajungem atunci când lucrăm și la gânduri, mai ales că eu sunt formată în terapie cognitiv-comportamentală, dar oamenii ajung destul de târziu sau mă rog, după ce au lucrat un pic cu ei să conștientizeze că emoțiile, o bună parte dintre emoțiile noastre sunt determinate de gândurile noastre și felul absolut care ne povestim noi pe noi în interior, calitatea dialogului nostru interior, pentru că toți vorbim cu noi non-stop, avem acolo o voce care tot timpul le spune câte ceva, ei bine, de calitatea ruminăm. De calitatea acestui dialog interior depinde în bună măsură calitatea emoțiilor noastre. Pentru că dacă eu mă judec foarte tare, de exemplu, povesteam ceva mai demat despre ciocolată, da? Poate nu am așa un pic de chef, mănânc o bucățică de ciocolată și după ce o mănânc încep și îmi zic a, uite, nu ești în stare de nimic, tot timpul faci așa, o să te îngrași, iar ai mâncat ciocolată și ajung să mă cert eu pe mine foarte tare pentru o bucățică de ciocolată, evident că eu mă voi simți în câteva minute foarte, foarte vinovată, foarte, foarte depresivă, foarte, foarte rău și ceea ce aparent m-a ajutat, bucățica aceea de ciocolată, iată că mai rău mi-a făcut, prin urmare există riscul să mai iau o bucățică de ciocolată
Și așa se creează tot felul de cercuri vicioase între emoții și gânduri, care ne mențin în niște rutini care se dovedesc a fi destul de destructive pe termen lung. Dezvoltată de Marsha Linehan pentru a tratatul Burarea de personalitate borderline, despre care noi am mai vorbit, terapia comportamentală dialectică, care este prezentată în cadrul acestei cărți, cum să gestionăm emoțiile copleșitoare, s-a dovedit eficientă pentru o multitudine de probleme de sănătate mentală, iar cercetările i-au dovedit eficiența în special în gestionarea emoțiilor extrem de puternice pe care le resimțim ca fiind copleșitoare, ca fiind de-a dreptul insuportabile, și a suferinței psihologice fără a pierde controlul și a acționa destructiv. Iar pentru a beneficia de efectele pozitive ale acestei terapii, din cartea pe care noi am prezentat-o puțin mai devreme, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, autorii spun că vom învăța cum să ne dezvoltăm abilități în patru mari domenii psihologice, asupra cărora aș vrea pe scurt să ne oprim, și anume toleranța la stres și suferință, prezența conștientă, mindfulness, gestionarea emoțiilor și eficiența interpersonală. Eficiența interpersonală vine ca un corolar, așa, cu toate celelalte atribute pe care le-am învățat. Da, creșterea toleranței la stres. Stresul, din păcate, este așa împroșcat cu tot felul de epitete dintre cele mai negative. Stresul în sine, există două tipuri de stres, eustres și distres. Deci nu orice stres este rău. Stresul este practic o formă de activare a corpului. Ce înseamnă stresul, așa foarte, foarte pe scurt? Momentul în care corpul își dă seama că are de înfruntat ceva. Apare o situație și trebuie să fac față unui moment. Asta înseamnă că eu încep să îmi activez niște resurse ca să pot să depășesc obstacolul pe care, iată, l-am de depășit. Și avem nevoie de un picuț de adrenalină care să ne țină. Chiar vorbeam într-o emisiune legat de stres, fac o mică paranteză, și dădeam exemplu, mi-a venit atunci în minte un om care traversează strada. Momentul în care e o formă de stres și de activare, da, a acestui gram de adrenalină. Traversez strada, să presupunem că nu avem semafor sau că el este intermitent, deci nu mă pot ghida după semafor. Nici când merge n-ar trebui să ne ghidăm numai după semafor. Da? Și ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta să vedem dacă vine vreo mașină. Nu trecem strada așa, în orb. Asta înseamnă un picuț, da. Asta înseamnă un picuț de vigilență. Iată, exact. Stresul înseamnă, da? Exact. Rămânem în viață. Exact. Cu un pic de stres rămânem în viață. Cu un pic de stres rămânem în viață. Problema este când el devine quasi permanent. De ce? Pentru cronic. Exact. Atunci când mă îngrijorează orice sau rămân îngrijorat, ca să iau exemplu tău, și după ce trec strada, eu în continuare rămân tensionată și în continuare mă uit după mașini, deși sunt în parc, de exemplu, sau caut alte pericole, deci atunci când stresul meu devine quasi permanent, se transformă în anxietate, iar anxietatea pe termen lung, evident, alterează organismul uman, pentru că corpul, atunci când este în stare de vigilență, atunci când este în stare de alertă, el își încetează celelalte funcții de reparare, de regenerare, chiar funcțiile prin care el supraviețuiește, pentru că dintr-o dată o stare de vigilență este o stare de urgență. Atunci toate resursele corpului meu sunt focusate să mă ajute pe mine să depășesc starea asta de urgență. Și evident că oamenii care sunt într-o permanentă stare de vigilență ajung să fie foarte obosiți. Au această stare de oboseală, de extenuare, pentru că corpul lor depune aceste... Este ca și cum, nu știu, exemplu pe care eu îl folosesc este, imaginați-vă că atunci când sunteți într-o stare de stres, corpul scoate armata, scoate toată armata, da, toate armele. Și așteptăm să ne luptăm cu dușmanul. Evident că, ok, dacă eu tot timpul scot armata, când suntem în stare de urgență, că doar am trecut și prin momente de genul ăsta, încetăm celelalte acțiuni. Deci corpul nu-și mai poate face funcțiile lui de bază, funcțiile lui
sănătoase, de menținerea sănătății, ci este permanent în această stare de ok, de cine ne apărăm, cu cine trebuie să mă lupt. Da? Bun, deci de asta stresul pe termen lung nu este o condiție de viață sănătoasă, ci el este eficient și ne ajută să supraviețuim fără stres, fără frică chiar, fără anxietate. Noi nu am fi supraviețuit ca specie, pentru că, așa cum dau exemplu, ok, dacă nu mi-aș fi fost frică de crocosbaur, evident că m-aș fi mâncat. Și atunci n-aș fi ajuns în 2021. Da? Deci a trebuit să îmi fie frică, a trebuit să intru în alertă, a trebuit să fiu cu adrenalina la cot înalte ca să pot să fug, să pot să mă apăr. Dar, repet, este o stare excepțională, dacă vreți, e o stare de luptă, e o stare de vigilență maximă, dar nu poți să trăiești acolo, poți doar să supraviețuiești. Și atunci, da, sunt învățate abilități prin care reușesc să îmi reduc răspunsul la stres. Pentru că stres va exista tot timpul, da? Întârzi undeva, primești un telefon care poate nu ți-a plăcut, te duci să rezolvi ceva, ci se închide ușa în nas sau, mă rog, ghișeul fix în fața ta. Deci tot timpul vor fi situații care ne vor solicita și care nu vor curge așa duios și lin ca un izvor cristalin. Dar important este ca răspunsul meu la stres să nu fie atât de dezorganizat, atât de destructurat, atât de invalidant, pentru că mă voi îmbolnăvi pe termen lung, clar. Și atunci trebuie să înțeleg, spre exemplu, că sunt unele lucruri pe care nu vor ieși și nu pentru că cineva are ceva cu mine, mă pedepsește nu știu cine, ci pur și simplu în viață lucrurile se întâmplă și așa. Noi nu putem controla ceea ce ni se întâmplă. Trăim în niște condiții de viață pe care nu le putem controla și cred că pandemia ne-a arătat foarte bine lucrul ăsta, că oricât am crede noi că stăpânim mersul lucrurilor, ei bine, iată, cum îmi place mie să spun, dacă strănută un pic planeta, s-ar putea să ne zbudie bine de tot. Deci nici nu trebuie să întâmple mare lucru ca să ne zbudim bine de tot. Deci răspunsul nostru la stres contează și maniera în care ne revenim după stres este iarăși important și nu știu dacă știi, de exemplu, poate dintre cele mai sperioase animale sunt căprioarele, da? Ele sunt vigilente, imediat mănâncă și se uită, iar mai iau două fire de iarbă, iar se uită și când se sizează pericolul, ele aleargă, e clar că degajă acolo o mare cantitate de adrenalină ca să poată să fugă, dar ce se întâmplă după ce scapă de pericol? Ei bine, se scutură. Și căprioarele au un scuturat, e un studiu care s-a făcut pe ele și imediat corpul își reia funcțiile. Ei bine, noi oamenii nu avem această capacitate naturală de a ne scutura de stres atunci când trecem pericolul, ci uneori stăm și ne gândim, poate reluăm situația, poate ne judecăm că n-ar fi trebuit să spun așa, n-ar fi trebuit sau ar fi trebuit să fac invers. Și iarăși este un consum inutil, un consum care nu are nicio funcție practică, pentru că situația deja s-a încheiat, lucrurile s-au așezat, nu poți să mai schimbi mai lucru. Deci contează să știm să ieșim rapid din stres, atunci când pericolul a plecat, și contează și răspunsul nostru la stres să nu fie mai amplu decât uneori situația o cere, pentru că, da, oamenii reușesc să catastrofizeze evenimente care nu sunt atât de dramatice. Până la urmă, omul modern nu este în fața unor pericole de moarte imminentă, da? Deci avem cât de cât... Se întâmpla cu sute de ani în urmă sau cu mii de ani în urmă. Exact. Însă, mecanismele fricii sunt aceleași. Mecanismele fricii care sunt așa în creierul nostru arhaic, foarte, foarte bine... Rădăcinate. Exact. Se activează foarte ușor pentru că, repet, așa am supraviețuit. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut. Am vorbit despre felul în care ne putem menține, păstra un sistem imunitar echilibrat, pornind de la o discuție despre felul în care reușim să gestionăm cât mai bine emoțiile, în așa fel încât emoțiile să nu pună stăpânire pe noi și să nu ajungem, Doamne ferește, să somatizăm.
V-am prezentat, așa cum vă spuneam, cartea Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, pe care vă recomandăm cu mare, mare drag. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii Cum să ne menținem la cote cât mai înalte și în echilibru sistemul nostru imunitar, iată, atât de încercat în ultima perioadă. Mulțumim mult, Daniela Dumitrescu, vă mulțumim și dumneavoastră, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!